Bun găsit, dragi prieteni, la un nou webinar organizat sub egida Admiral Markets. Sunt Liviu Moldovan și, ca de obicei, o să vă însoțesc în acest drum prin piețele internaționale. Dar aceasta după ce vă voi prezenta această avertizare de risc. Instrumentele Forex și CFD sunt instrumente complexe care implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. Ar trebui să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani. Asigurați-vă că înțelegeți pe deplin toate aceste riscuri implicate. Tranzacționarea Forex și a CFD-urilor este o activitate riscantă. Această prezentare video nu ar trebui să fie considerată drept un sfat sau o recomandare de a investi, deoarece reprezintă doar opinia personală a moderatorului. Deci nici vorbă de sfaturi sau recomandări de a intra în poziții sau fie long, fie short, nimic de acest gen. Această prezentare video având doar un caracter informativ și educațional. De ce Admiral Markets? Sunt mai multe argumente, două dintre ele o să vi le prezint acum. În ceea ce privește piața de capital, ne referim la indicele DAX 30 din Germania, care poartă un spread tipic de doar 0,8 puncte în timpul programului principal de tranzacționare, a sesiunii regular de tranzacționare. În ceea ce privește piața valutară, Forex, pentru perechea euro-dolar avem un spread tipic de doar 0,6 pips, fără comision, pe conturile admiral.market și admiral.mt5. Pentru restul de argumente și alte detalii în ceea ce privește ofertele noastre, vă invităm să intrați pe site-ul Admiral Markets. Ok, mergem către piețe acum și vă mărturisesc sincer că nu-mi face absolut niciun fel de plăcere să vă spun că avem o situație cu care nu ne-am mai confruntat de ceva vreme în piețe, roșu pe linie, roșu intens, plonjon, putem spune, pentru principali indici ai burselor internaționale, cauza, evident, situația din China. DAX 30 din Germania scade cu peste 2%, aproape 2,4%, 2,11% FTSE 100 de la Londra, CAC 40 de la Paris tot 2,4%, Italia scade cu 1,85% în acest moment, Wall Street-ul de asemenea se tranzacționează puternic în teritoriul negativ, 1,5% la 100 pentru Dow Jones și S&P 500, 1,9% pentru Nasdaq Composite de tehnologie. Indicele volatilității, acel VIX, plusează acum cu 23% în sesiunea de astăzi față de închiderea de vineri. Este imens, este foarte mult, iar nivelul se apropie de acel threshold despre care noi am mai discutat aici. O să revenim pe parcursul webinarului. Plonjon și pentru barilul de țiței, 1,6% pentru WTI, revenind într-o revenire cumva față de minimele sesiunii, 1,85% pentru Brent. Aurul crește, dar nu spectaculos, cu aproape o jumătate de procent, dar oricum tendința este de creștere. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că vineri seară, pe final de sesiune, aproape de finalul sesiunii de tranzacționare de pe Wall Street, a venit o știre cu, dacă mi-am aminte corect, cel de-al doilea caz de îmbolnăvire sau caz confirmat de îmbolnăvire cu acel coronavirus, da? Din China. Și Wall Street-ul nu a închis într-un ton optimist. Peste weekend,
din oră în oră aproape veneau vești negative din acest punct de vedere al situației din China, ajungând acum, deci unde aveam undeva 600 sau 800 de cazuri confirmate, imediat. Da, 600 de cazuri confirmate în acea sesiune de vineri în care sau care a urmat deciziei World Health Organization de a nu declara situație de urgență la nivel global, ci doar în China. Așa am avut o super creștere pentru indicele DAX în acea sesiune. V-am spus, uitați, se vede și aici, maximul de aici. E, pe final, după ce am terminat noi webinarul, mai era vreo o oră și ceva din sesiunea de tranzacționare, a cedat mare parte din terenul câștigat anterior și astăzi plonjează. Avem aproape 2900 de cazuri confirmate, 81 de morți. 20 erau parcă vineri, dacă rețin eu corect. S-ar putea să mă înșel. Oricum, deci este clar că acum nu putem spune că situația este scăpată de sub control, dar nasometric, așa, în ghilimele, nici nu putem exclude varianta aceasta. 81 de morți e destul de mult, mai ales că această cifră vine la scurt timp, să spunem, după această epidemie sau pandemie. În fine, Asia pe minus în sesiunea de azi noapte, parțial, da? Nikkei minus 2%, grosomodo, Japonia, pentru că China, Hong Kong și alte țări de acolo sărbătoresc acum sau au avut sau în această perioadă au loc sărbătorile de an nou, da? Anul nou chinezesc. Ok, DAX 30 din Germania, l-avem pe ecran. După ce vineri spuneam, eram mai sus aici cu cotația și spuneam, domne, uite, a respins, se pare, din această linie de suport de aici. După ce joi lucrurile arătau ceva mai urât, deci ok, hai că vedem închidere. Ne așteptăm să vedem în curând o închidere la maxim istoric. N-a fost să fie așa absolut deloc. Din contră, această lumânare abruptă aici, adâncă, da? Schimbă complet outlook-ul cotației. Foarte greu să fiu optimist în acest context. Să spunem că ar putea să fie un nivel de suport aici greu de anticipat așa ceva. Poate că mai degrabă o respingere din suportul în zona 13.000 de puncte să fie ceva mai consistent, să spun. Haideți să actualizăm și acest Fibonacci retracement. Da, prima ar fi la 23.6, ceva mai sus, undeva pe semne că 13.080 de puncte ar fi un posibil suport aici. Rămâne de văzut oricum. Imagine negativă, puternic deteriorată de această lumânare și asta e valabil și pentru restul indicilor vest-europei. Dacă e să mergem la Dow Jones, situația nu este similară pentru că, uitați, închiderea sesiunii de vineri negativă, după cum spuneam, fără închiderea de vineri și a săptămânii, da? Fără auspicii pozitive, spart această linie ascendentă, de trend ascendent, înțepat în sesiunea de joi, grosier, să spunem, străpunsă vineri și astăzi confirmare, deci suntem deja departe de acea linie ca suport. Trebuie să actualizăm Fibonacci retracement și aici și suntem la retragerea de 23.6. Ok, să zicem că ar fi aici o
șansă, o portiță, da? Să spunem, să ne agățăm de acest suport în vederea unui rebound, cine știe. Următorul de la 38.2, da, nu știu, încă e incert. În principiu, atât, că n-aș vedea o diferență mare între Statele Unite și zona Europei Occidentale în ceea ce privește infestarea, să spunem, cu acest virus. Noi, având, plec de la o declarație a unui specialist român în virusologie, cred că domnul doctor Cercel, da? Străinul Cercel, a spus, am citit undeva pe la prânz, România are un risc redus de infestare, să spunem, dat fiind faptul că nu are zboruri directe cu China. Ceea ce ar putea să fie un argument, și asta mă face să reversez, dacă pot spune așa, algoritmul logic. Atunci afectate sunt țările care au zboruri directe cu China și atunci, în afară de zona asiatică, sigur, între Statele Unite și Europa Occidentală nu văd mari diferențe din acest punct de vedere. Tocmai pentru că au pe semne la fel de multe zboruri. Atunci rămâne de văzut și de comparat dinamica dintre Dow Jones, S&P 500 și omologii vest-europeni din acest punct de vedere. Aici, pe Dow Jones, avem ceva speranțe, să spunem că noi fiind acum la această retragere de 23.6, am putea spera că s-am putea spera la o posibilă, la un posibil rebound de la acest suport, dar este destul de incert. Situație urâtă, ugly, și pe S&P 500, minus de X a trecut deasupra lui plus de X pe Directional Movement Index și nu e un lucru bun absolut deloc. Practic, inversare am avut aici în septembrie, în această zonă aici, în rest fiind tot timpul plus de X deasupra sau cu foarte rare excepții egal cu minus de X, o excepție aici, da? La începutul lunii decembrie. Good news, ce să fie? Că dinamica persoanelor decedate să scadă de la o zi la alta sau să izoleze, am înțeles că a fost izolată rădăcina, se vede ulterior, vaccin sau greu de presupus, până la urmă pe termen lung nu cred că va afecta foarte mult situația economică și din piețe. Ok, o să aibă dânsi acolo o problemă în China, o să, cine știe, reducem 0,1-0,2% din PIB-ul global din 2020. În regulă, la un moment dat, piețele o să pună în preț și acest aspect, iar deci o să punem în preț și după aceea ne vedem de treabă, pentru că se facă niște estimări cât ar putea afecta și așa mai departe. Am câteva întrebări. Dacă trebuie să avem încredere în cifrele comunicate de chinezi, dat fiind faptul că la putere sunt comuniștii. Păi, reacția lor a fost bună, exemplară, am putea spune, din punctul de vedere al transparenței. Ei au experiența de acum 15-17 ani cu un virus, cu celălalt virus care a afectat puternic zona, SARS, da? Care ambii virus, și SARS și coronavirus, fac parte din aceeași familie. Acum, din punctul de vedere al încrederii în cifre și în asta, da, sigur, nu cred că au ei vreun interes să
să fie 500 de morți și să zică, domnule, numai 80. Nu cred. N-ar câștiga nimic. Unde ar putea exista suspiciuni la cauzele apariției, la originea virusului. Că inițial au zis, domnule, că știți, nu știu ce model de șarpe care era prins de țăranii chinezi și vândut prin piețe și de acolo ar fi ajuns virusul la om. Ok, nu avem date să contestăm chestia asta, nu avem material evidence pentru asta, însă apar tot felul de știri cum că în acel oraș, Wuhan parcă, este un laborator din acesta biologic de cercetări și dacă de acolo a scăpat ceva, acel aspect ar putea să fie trecut cu vederea, să spunem, sau băgat sub preș de către autoritățile de la Beijing, nu casualties. Bun, mai departe. Asta cu S&P-ul. Deci nu avem mari, ar trebui să eliminăm complet, dar totuși imediat. Încerc să văd aici dacă n-ai, nu merge. Nu. Deci, încercam să găsesc o linie de suport, foarte complicat, ca să fie și consistentă. Deci, în continuare, outlook negativ. Poate un rebound tehnic, poate, nu știu, la un moment dat piața să zică, băi, gata, am incorporat toate veștile rele și să ne vedem de treabă pe mai departe. Relief rally, din acest punct de vedere, nu cred că va exista. Ok. O altă victimă, cotația barilului de țiței, WTI, tot așa, care era pe trend de scădere înainte să apară toată povestea asta, trend de scădere, v-am mai spus, la declarația secretarului Energy Information Administration, cu acel surplus de 1 milion de barili pe zi pentru 2020, care se va păstra, ok, și a fost amplificată de picajul cotației, a fost amplificat de povestea din China, China fiind, sigur, un mare consumator de țiței. Însă, dacă ne uităm de unde vine sau cotația barilului, a zice, domne, China nu mai crește cu 6,2%, o să crească cu 5,5%, să zicem. Dau un exemplu. Păi asta înseamnă 10% pentru cotația barilului? Adică diferența aceea de PIB pentru China să conteze cu 10% din consum, dacă vreți să punem o relație 1-1 pe dinamica consumului cu dinamica din piața cotației, poate e un pic exagerat. Dacă dânsii din martie nu vor mai reduce, nu vor prelunge acordul de reducere a producției, ok, mai mulți țiței pe piață și-ar părea justificată chestia asta, dar la nivelul actual de preț, cred că mai degrabă vor înăspri, poate, sau se vor gândi serios să înăsprească condițiile. Ca să rezum aici, anumite niveluri de suport sunt evidente pe grafic, nu cred că trebuie să le mai menționez, ca să rezum, don't try to catch a falling knife. Nu încercați să prindeți un cuțit care este în cădere. Cotația unciei de aur, într-o creștere astăzi, evident, risk-off în piețe și aurul, cum îi spunem, aurul crește, dar nu e o creștere mare. Se poate lesne observa ceea ce s-a întâmplat pe barilul de țiței cu ceea ce se întâmplă pe aur. Aici, când spuneam, nu mă aștept la un relief rally pentru piața de capital, dar o corecție a aurului până la 1550, în cazul în care se liniștesc apele, ar putea să fie probabilă. Apropo, că să ne uităm și la Brent, pentru că mă interesează situația weekly, situația săptămânală.
pe graficul săptămânal și plonjon, asta este sesiunea de astăzi, practic, da? Lumânarea săptămânii care a început astăzi, asta este lumânarea săptămânii precedente. Și uitați-vă că este mai mare un pic amplitudine decât cea de după situația din Iran, atacurile din Iran. Însă venim aici în zona de 58, 58, 50, un suport destul de puternic. Deci, pe semne că mai scădem puțin și după aceea poate o tranzacționare laterală, ceva de acest gen. Nu e o recomandare nici de a vinde, nici de a cumpăra nimic de acest gen. Atât cu virusul, să revenim la tematica obișnuită, da? Date macroeconomice. Am avut astăzi IFO, Business Climate, pentru Germania 95,9, subestimări și sub valoarea lunii precedente. Bun, 95,1, crește la 96, revenire, nu e foarte mult, ceea ce constatăm că după acest 95,1, să zicem, deci zona aceasta din august, septembrie, octombrie, iulie, august, septembrie, octombrie, am ieșit din ea. Acea zonă i-a determinat pe mulți să spună sau să anticipeze faptul că Germania va intra în recesiune. A ratat la mustață acest deziderat. Acum 96-95,9 ne îndepărtăm. Deci ușor, ușor se pare că am atins acel minim pentru economia, dinamica economică a Germaniei. Și dacă tot vorbim de chestia asta, să ne uităm puțin pe euro-dolar, care a fost foarte conștiincios, conștiincioasă cotația, imediat să prelungesc aici, rămânând în canalul de trend descendent și respectând cu sfințenie linia de suport, da? Atât în sesiunea de vineri, parțial, hai să spunem, aproape minimul din sesiunea de joi, minimul din sesiunea de vineri care a coincis cu închiderea săptămânală, o deschidere ușor pozitivă astăzi și acum iarăși în această zonă. Tehnica a respectat foarte, foarte bine ceea ce se întâmplă, deci cotația euro-dolar a respectat foarte bine tehnic. Vedem în zilele viitoare. E o întărire a dolarului pe risk-off sau risk aversion și o speranță că o să începem să vedem în zilele următoare tot soiul de materiale prin mass media financiară internațională despre randamentele titlurilor de stat americane, acolo unde se duc investitorii. Poate iarăși o să vină unii să spună despre o inverted yield curve și așa mai departe. Dacă apare ceva serios, o să comentăm și noi aici. Nu ne luăm, nu plecăm după fentă, după fiecare părere din aceasta din mass media. La final, vreau să vă spun că săptămâna va fi destul de încărcată din punct de vedere macroeconomic. Durable goods mâine pentru Statele Unite. De văzut la ora 3:30, un indicator cu volatilitate ceva mai mare. O să avem miercuri, revenim la normal, datele despre stocurile de țiței din Statele Unite. O să avem ședință Federal Reserve la 9 seara cu conferința de presă, sigur. Business confidence, o serie întreagă de indicatori pentru zona euro joi, date despre PIB-ul din Statele Unite tot joi, in advance pe Q4, da, deci primele citiri, prima citire a dinamicii pentru Q4, același lucru și pentru zona euro,
vineri la 12, datele flash, țineți minte, și pe inflație, și pe PIB, și pe tot, datele flash sunt cele care mișcă cel mai mult piețele, da? Personal income și personal spending, date despre inflație și University of Michigan, suita de consumer sentiment final pe ianuarie, deci suita de indicatori de la Universitatea din Michigan, uneori mișcă piețele, uneori nu, dar oricum, până atunci mai avem câteva zile. Sunt curios dacă cum va suna statementul Fed, dacă va ține cont de, s-ar putea să nu țină cont, asta spun, dat fiind timpul destul de scurt de la această pandemie până la ședința Fed. O să vreau să vedem dacă apare chestia asta, repet, și felul cum nuanțează dânsii riscurile în ceea ce privește un război valutar, da, pentru 2020. Ok, o să vă țin în fiecare zi la curent cu tot ce mai apare prin piețele internaționale. Eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați urmărit. Vreau să vă spun între timp că imediat în cazul în care nu ați putut vedea de la început acest webinar, îl veți putea urmări în integralitate cât de curând. O să uploadez înregistrarea pe canalul de YouTube, unde vă recomand să vă abonați și să faceți click pe acel clopoțel, astfel încât să fiți notificați de fiecare dată când actualizăm contentul de acolo. Sunt Liviu Moldovan, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați urmărit, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Toate bune!